Franța preia președinția rotativă a Uniunii Europene la 1 ianuarie. Emmanuel Macron are planuri ambițioase, însă se va confrunta cu o situație dificilă. Asta pentru că în luna aprilie sunt programate alegerile prezidențiale urmate de alegerile parlamentare. Așa că o mare parte din această președinție se va desfășura în plină campanie electorală. Discută acum despre acest subiect cu Marcela Ferraru, editor al F News în Franța. Bună, Marcela! Ce program are Emmanuel Macron pentru cele 6 luni de președinție a Uniunii Europene? Bună ziua! Emmanuel Macron are ambiții extrem de mari pentru Uniunea Europeană. El este, și țin să sublinez acest lucru, cel mai pro-european dintre candidații la președinția Franței și o face din convingere, nu este doar conjunctural. El dorește ca Uniunea Europeană să ia o oarecare distanță și un oarecare avans față de China și Statele Unite în domeniul economic și militar. A avut o conferință de presă în care și-a prezentat prioritățile pentru această președinție a Uniunii Europene și vrea să refondeze spațiul Schengen, să-l transforme într-un spațiu politic cu reuniuni lunare, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu chestiunile economice sau de altă natură. Atenție, nu e vorba, cum s-a interpretat în România, de a extinde spațiul Schengen, ci a reformula modul în care funcționează acest spațiu Schengen. De asemenea, a anunțat o conferință pentru Balcanii de Vest. E o zonă oarecum în inima Uniunii Europene, care pentru moment este destul de instabilă și lăsată deoparte. Emmanuel Macron cred că vrea să vadă și această zonă la un moment dat integrată în Uniunea Europeană. Are proiecte de asemenea în ceea ce privește dezvoltarea apărării europene, care a intrat într-un impas din momentul în care Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. El vrea ca pentru summitul NATO de anul viitor să existe o poziție comună a statelor Uniunii Europene în ceea ce privește apărarea europeană. Se va lupta și cu emigrația, mai ales că aceasta va fi una din temele de campanie pentru alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Marcela, dar mai are Macron șanse să fie președintele Franței după alegerile din aprilie? Ce spun sondajele de opinie? Da, sondajele de opinie îi sunt favorabile în acest moment, însă în Franța nu te poți pronunța niciodată înainte cu 2-3 zile, să spunem, de ziua votului sau chiar înainte de ziua votului, pentru că la precedentele alegeri prezidențiale, în acest moment al anului, adică 4 luni înainte de alegeri, François Fillon era dat câștigător fără nici un drept de rapel și iată că a existat o răsturnare de situație. În acest moment, sondajele așadar dar îl dau în frunte, atât în primul cât și în al doilea tur de scrutin. Însă există și sondaje de opinie care arătau că în turul al doilea ar putea să fie bătut de candidata dreptei, Valérie Pécresse.